Bună seara, stimați telespectatori, așa cum v-am promis în fiecare zi la ora 18, ora Adevărului, emisiune cu și pentru dumneavoastră, o emisiune în care părerea dumneavoastră este foarte importantă, de aceea în partea a doua emisiune așteptăm intervențiile dumneavoastră, întrebările dumneavoastră, interpelările, problemele pe care le aveți, bineînțeles legate de administrația publică locală, pentru că astăzi alături de noi este primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica. Bună seara, bine ai revenit în emisiune. Bună seara, Victor, bună seara, sătmărenii mei dragi, mă bucur că am revenit. Așa cum v-am promis, din când în când vom avea invitat pe primarul municipiului, își va nota problemele dumneavoastră și va veni cu răspunsuri pentru întrebările pe care le aveți. Acum, de exemplu, o să avem răspunsurile pentru întrebările pe care le-ați adresat în emisiunea trecută sau alte întrebări care probleme, au venit pe parcurs. Probleme ridicate. Probleme, da. Nu întrebări, probleme ridicate. Probleme ridicate, unele dintre ele se pot rezolva, unele chiar s-au rezolvat, altele rămân în vizor și în măsura în care se va putea se vor rezolva. De aceea și în această emisiune așteptăm întrebările dumneavoastră. Ca de obicei, facem o trecere în revista titlurilor pe care le-am citit. Aș vrea să transmit din partea conducerii primăriei, Consiliului Local, sincere condolențe lui Dani Băbuț, City managerul care și-a pierdut mama, astăzi a fost înmormântarea. Condolențe, suntem alături de el. E un moment greu, dar pe care sunt convins că îl va depăși. Și transmit de asemenea Crinei Ardelean condolențe pentru moartea domnului Sălceanu. De asemenea, un om de mare valoare, un literat, efectiv, un om foarte valoros. Dumnezeu să-i odihnească. Da, într-adevăr, pierderi însemnate atât pentru Daniel Băbuț, cât și pentru toți cei care l-au cunoscut pe Ilie Sălceanu și nu numai cei care i-au citit editorialele, au auzit de el, un mare om de presă pe care am avut privilegiu să-l cunosc mai bine și pe care l-am admirat din acest punct de vedere mereu. Condoleanțe, într-adevăr, familiilor îndoliate. În Gazeta de Nord-Vest, câteva dintre titlurile care le-aș citi cu siguranță, le mai cărcotim și noi. Iată, finanțele sătmărene, locul întâi la încasări. E vorba de finanțele generale. Se vede că finanțele generale sunt conduse de un manager adevărat, domnul Mircea Ardelean. Eu am o mare admirație pentru omul acesta. Un timp, dânsul a fost director la biblioteca din Satul Mare, Biblioteca Județeană, și vreau să vă spun că a ridicat biblioteca la mare, mare înălțime. Eu așa am zis și atunci că omul sfințește locul. Domnul Ardelean s-a dovedit un manager excepțional, fie că îl pui la direcție de finanțe, că îl pui la bibliotecă, că l-ai pune director de spital, chiar și la primărie, ar face față cu brio. E un om deosebit și are toată admirația mea și ceea ce spune este real, este real. Cum, e bine la finanțele locale, cum și noi sunt bine, și sunt noi stăm bine, bune, da? Și echipa își face treaba și noi bine, stăm până la urmă, sătmărenii cred că sunt destul de conștiincioși și foarte, foarte serioși, foarte, foarte serioși. Taxele foarte serioși. La timp. Da. Da, tot în Gazeta, vremea se încălzește în următoarea perioadă, aflăm, mă rog, asta e, nu știu dacă e de bine sau de rău, adică e bine că se încălzește, numai să nu vină martie vreun pentru gen. Pentru vegetație, pentru pomi, pentru cei care, pomii care înfloresc mai devreme, nu este bine. Chiar vorbeam cu un coleg astăzi, spunea că are flori într-un prun, gândește-te că o temperatură sub 0 grade și a terminat. Sigur, mare. A mai fost un exemplu de genul ăsta acum 5, 6, 7 ani, când în mai au fost 4 sau 5 zile cu temperatură de sub 0, deci minus 1, 2, 3, și tot ce au fost floare s-au terminat, efectiv. Da, deci asta ar fi, să zic, reversul medaliei. Suntem bucuroși acum că plătim mai puțin facturi sau mai facturi mai mici la energie calorică, la energie, la încălzire, dar s-ar putea să fie și reversul medaliei, să ne trezim amarte cu niște geruri din acelea care, pe lângă că distrug vegetația, să ne facă și nouă probleme. Să sperăm că nu. Dumnezeu ține cu ea bun și Satul Mare sunt oameni buni. Vama Halmeu blocată de protestatari, ați văzut ieri la știrile Nord-Vest TV, imagini, au fost într-adevăr câțiva care au blocat vama din cauza noilor condiții impuse, respectiv cât se mai poate trece dincolo și așa și mai departe. Majoritatea erau din Maramureș. Da, majoritatea din Maramureș, într-adevăr. Apropo de vamă care a prins cu țigări de contrabandă, mă rog, asta o să existe, cât timp o să existe diferențe substanțiale de prețuri între două țări vecine, o să existe și contrabanda. În informația zilei, iată editorialul semnat Dumitru Păcuraru, criză în USL sau doar în PNL? Având în vedere că ai o funcție și în partid... A fost o criză USL, pentru că
a fost o chestie de orgoliu, zic eu, între Crin Antonescu și domnul Ponta, legat de părerea liberalilor că domnul Iohannis e mai presus de domnul Constantin. Domnul Ponta, general cel mai deștept, cedează. Domnul Ponta așa face și asfaltul și-a retras acea propunere și sper că în seara asta lucrurile se întâmplă normal. Știu că liberalii au acum la 5 o mare întâlnire și vor decide ce fac, merg mai departe sau nu merg. Bine, se pune și sunt discuții și între ei. Lui Antonescu pe masă, cum ar veni la această întâlnire. Nu cred, pentru că din informații pe care le-am eu, sunt mai mulți pro-Antonescu decât pro-Tăriceanu sau cealaltă. Asta mai dovedit odată. Da, e greu să răstorni un lider acum, mai ales acum. Sunt convins că și ei o să-și dea mâna, o să se facă liniște și merge mai departe, că e așa, e bine. Da, serie de trei expuneri despre capitalele dacice. O să vedeți la știrile Nord-Vest TV mai multe despre aceste expuneri. Interesant materialul. Și iată o întâlnire a bibliotecarilor. Din punct de vedere a sportului, avem vești bune. Iată, Marco Botta a fost premiat la Gala Campionilor. Marco Botta este un copil extraordinar, teribil, teribil. Un foarte bun fotbalist și un foarte bun alergător de raliuri. A câștigat tot. Eu, întâmplător, m-am întâlnit cu el, poate că am mai povestit, să nu-i plictisesc, venind o dată de la București la minister, oprindu-mă pe Valea Bogății să beau o cafea acolo, oprește o mașină de Satu Mare cu un cart plin de bagaje, plin până sus la lunetă, coboară un domn, o doamnă și din spate un puștan așa micuț, așa cu ochelar, un drăguț. Și atunci ne-am cunoscut, mi-au explicat ei. E mare păcat că acest copil nu a fost ajutat an de zile de nimeni. Plăteau părinții zeci și zeci de milioane pentru... Da, e un sport oarecum scump. Și atunci i-am deschis calea către Clubul Sportiv Municipal și încercăm și noi să facem ceva pentru el. Nu probabil la cât ar fi necesar, dar încercăm să-l ajut și în continuare. Marco rămâne favoritul meu și o să-l sprijin. Sunt convins că Marco peste câțiva ani ne va reprezenta în campionatul european, în campionatul, poate și în campionatul mondial. E un copil foarte, foarte talentat și până acum a bătut absolut tot și la categoriile de vârstă mai mari decât el. Merită sprijinit. M-aș bucura dacă l-ai putea invita într-o emisiune într-o seară, să știi. Merită sătmărenii să-l cunoască pe campionul nostru la raliuri, un copil de excepție, un copil inteligent, cu minte, educat, foarte serios și foarte bun profesionist. Da, e păcat să nu fie ajutat asemenea copii. Vedeți că pățim, numai noi putem păți asemenea lucruri. La Olimpiada de iarnă i s-a rupt unui sportiv român sania și n-a mai avut altă sanie. E ca în filmele cu proști, mă rog. Și a venit acasă că era o sanie, nu știu cât costă, 6.000 de euro, cât costă, dar dacă îți trimiți un sportiv să-ți reprezinte culorile țării, păi nu poți să-i se rupă sania și să-l trimiți acasă că n-are altă sania. Adică da. Suntem, repet, râsul plânsului. Da. Alte titluri importante le puteți citi, bineînțeles, și pe site-uri. Avem site-uri cu titluri interesante pe Satu Mare Online, satumareanu.net, pe portal SMEI, iată câteva dintre titlurile de pe portal. Puteți intra chiar acum pe portal să vedeți alte titluri interesante. Iată, fermierii au încasat anul trecut subvenții de 37 de milioane euro prin APIA Satu Mare. Surpriză de Valentine's Day, concubina l-a lăsat fără calculator și televizor. Păi, da, ce ai luat, iubitului? Păi am luat calculatorul și televizorul din cameră. Da, ce să iau, da. Sătmărenii pe locul 2 la un turneu internațional de fotbal pentru amatori din Budapesta, un alt titlu din portal. Puteți intra pe, repet, portal SMS, sătmăreanu.net, Satu Mare Online. Bineînțeles, ediția online a Gazetei de Nord-Vest și cele mai tari știri din regiune, la ora 20, știrile Nord-Vest. O să vedeți știri foarte, foarte interesante și astăzi. Și apropo că avem un primar foarte... ați mai văzut știri cu el, primarul din Borșa și-a dat demisia astăzi pe Facebook. După ce înainte ați văzut știrea că el convocase ședință de Consiliu tot pe net și da, vorbeau pe net, așa să nu se mai certe între ei. E, acum s-a supărat el pe autorități, pe nu știu cine s-a supărat. S-a supărat pe toată lumea. Pe toată lumea și și-a dat demisia pe Facebook. A zis, domnule, eu nu mai pot în condițiile astea. Bine, primarul din Borșa, de altfel cunoscut ca cel mai înstărit primar din țară, cu vreo 4 reședințe, 4 case pe la Borșa, cu vreo 2 prin Bruxelles, prin Statele Unite, cu elicopter, și că, mă rog, băiat sărăcuț, da.
corect. S-a supărat. Bine. Ca avocatul pe sat și a plecat. Cu Borșa, noi cu ale noastre. Haideți să dăm niște răspunsuri. Răspunsurile, pentru, în primul rând, pentru telespectatorii care ne-au sunat în emisiunea trecută. Legat de problema Ostrovului și locuințe sociale, o să vedem imediat niște imagini, o să le povestesc spectatorilor, pentru că am fost o vizită de lucru împreună cu delegații de la primărie la Constanța, o să povestesc în câteva minute. Dar întâi să le dăm răspunsul, ca după aia să putem discuta ale noastre. Linia 5 de la Transurban a fost suplimentată după discuțiile pe care le-am avut, a fost suplimentată după amiază. Deci 5-ul circulă și acolo unde au cerut cetățenii data trecută. Ei ceruseră să mai fie, nu știu, la 8 jumate sau când da. Deci eu am dat dispoziții și azi mi s-a transmis că s-a reglementat situația. Legat de domnul Todea de pe Alea Uituzie, o fisură în structura blocului, vor veni și specialiști, pentru că nu am avut astfel de specialiști ca să constate, să vedem ce se poate face. Legat de bărăcile de pe Toamne și Crângului, sunt fonduri alocate. Imediat când se poate apuca de lucru, să le schimbe acoperișul și sperăm să nu mai aibă scurge de apă în timpul ploii. Legat de factura aceea, spunea la un dat un cetățean că pe strada Transilvaniei nu au canalizare și că și s-au că plătește și canalizarea, da. Deci rog pe toți care locuiesc pe străzi, de exemplu strada Transilvaniei, care nu sunt canalizate, să meargă cu factura la APASER, pentru că acolo nu este o evidență foarte clară, că adică iau evidența foarte clară, numai în momentul când s-a facturat nu s-au ținut seama de faptul că nu au canal și atunci li se restituie partea sigură. Li s-a facturat și canalul, deși ei n-au canal, da. Da, strada Dupescu urmează să fie asfaltată, becurile de pădig au fost schimbate, dar în seara asta nu știu dacă mai sunt sau nu mai sunt, pentru că le schimbăm ciclic. Noi le schimbăm, alții le sparg. Noi le schimbăm, alții le sparg. Aș dori, dacă cineva trece pe acolo și le vede, să-mi spune dacă astăzi mai sunt cele 7 becuri pe care le-au schimbat colegii mei, după, bineînțeles, solicitarea cetățenilor. Legat de barul Sandy din Microșești, pe teren a fost concesionat în 2001 de fostul primar Horian Dercu pentru 20 de ani și are autorizație de funcționare. Deci, practic, ce se face. Deci fost, barul mie-mi plac concesiunile astea pe 20 de ani, pe 30 de ani, pe 40 de ani, că zbune. Adică acoperă pe unii, sigur că are 20 de ani. Da. Pe strada Zefirului sunt trotuare mai puțin în fața curților. E acest proiect de a face trotuare și acolo este introdus, sperăm să reușim, nu știu dacă reușim în prima fază, dar să sperăm să reușim în cursul anului. Pe Botizului s-au cerut mai multe locuri de joacă, acolo lângă grădiniță. Am notat, am făcut un dosar întreg cu cererea cetățenilor pentru locuri de joacă, identificăm tot felul de parcele, chiar îi rog în continuare să ne dea teme, spunând că uitați și aici și acolo, pentru că nu poți să știi toate suprafețele, dar noi identificăm proprietarul, după care încercăm să implementăm acest loc de joacă. Lunca Sighet este prevăzută și ea ca și stradă de asfalt, numai că face parte din pachetul acela de străzi, de 80 de străzi care mai trebuie finalizate. Deci Lunca Sighet, acolo am înțeles că e de pământ. Ce? Da, de pământ, sigur. Intră în categoria celorlalți. Bun, dar aici vreau să mă opresc puțin, să te întreb. Există, e adevărat, zvonul acela că muzic, domnule, la primărie apar nu știu câte străzi asfaltate, dar de fapt ele sunt de pământ. Așa este. Apăreau ca și asfaltate și de fapt acum, ele sunt de pământ? Mai mulți ani eu stăteam pe poligonului și strada mea figura asfaltată și de fapt era pământ. S-a reglementat în foarte scurt timp, pentru că asta a fost, nu vreau să spun altceva. Da. Dar identificăm absolut tot și încercăm să facem, e extraordinar de greu să faci. Inițial, când am preluat primăria, mi s-a spus că mai avem 7-8 străzi și suntem în regulă. Da, de unde? A fost 70-80 străzi și mai sunt încă străzi de pământ. Încercăm să le prindem în proiecte europene, marea parte dintre ele, și sperăm că într-un final să le putem face. Doamna Ileana din piața 25 octombrie, legat de parcare ilegală din fața RDS-ului, vă informăm că vom pune barieră și pentru a închide intrarea în această zonă, la fel și în fața Consiliului Județean, la fel și în fața primăriei. Pentru că se face un blocaj, majoritatea nu mai parchează pe locurile de parcare ale ADP-ului și toți se înghesuiesc ba acolo. Deși platforma de la Consiliul Județean, de la prefectură, să spun așa, este tot a primăriei și acolo o să limităm numărul de mașini care vor intra. Da, și în spate, că doamna zicea și de străduța din spate, că intră în buză. Și blochează, așa este. Poliția locală are teme,
până instalăm aceste bariere, se ocupă și facem bani la bugetul local pentru cei care nu respectă regula aici. Strada Adara, în continuare, de la domnul Pașca, va fi și aprinsă în pachetul acela de străzi, nu pot să spun când, în funcție de fonduri. Dacă accesăm proiecte europene, începând cu anul ăsta, anul viitor, e foarte bine. Dacă nu, o să încercăm tot din bugetul local, pentru că e foarte scurt, scumpă. Legat de Luis Calderon, iluminatul public, avem un proiect care va cuprinde, sunt mai multe proiecte, de fapt, care vor cuprinde toate străzile, toate cartierele care nu au lumină. Un proiect făcut de noi cu Universitatea Tehnică din Cluj și încercăm să-l facem pe fonduri pe BERD. Dacă suntem eligibili, deci am fost declarați eligibili, sperăm să înaintăm cu acest proiect și maxim 2 ani de zile. Și atunci mai multe puncte care se plâng, mai mulți telespectatori de iluminat. Deci tot orașul, Victor, tot. Noi acum când instalăm o rețea, o facem cu stâlp modern, cu becuri din astea economice, moderne, cu LED-uri, ca să nu trebuiască să le mai schimbăm în momentul când schimbăm toată rețeaua. Și ne rămân atunci numai becurile acelea mari consumatoare energofage și, bineînțeles, unde nu este, nu sunt becuri, nu sunt stâlpi, să putem să implementăm. Da. Deci eu zic că în 2 ani de zile suntem gata cu tot orașul, nu numai cu anumite cartiere. Oricum, mergem în continuare cu proiecte pe cartiere, cvartaluri de blocuri, deci unde putem. Da. Mai departe, legat de stațiile de autobuz, într-adevăr, noi am prevăzut pe zona metropolitană un proiect că va fi un transport metropolitan peste 100 de stații de autobuz moderne, astea sunt proiecte europene, dar pe raza municipiului o să punem la punct stațiile transurbanului, pentru că asta este firma Consiliul Local a primăriei, a transurbanului, iar cu transportatorii privați am avut niște discuții și le-am propus ca fiecare să-și identifice un spațiu pe care să-l dea Consiliul Local și să-și amenajeze stații proprii. Mă gândesc la direcții... Da, și refugii, sigur. Și la radio ne-au sunat azi ascultători, sigur, care se plângeau, sigur, de refugiile din Micro 17. Legat de Micro 16, că se fură din mașini, poliția locală are temă să treacă destul de des, dar sunt insuficienți, avem lipsă peste 70 de oameni de la poliție și efectiv nu pot să fie... Noroc că mai ador hoții din mașini. Da, noroc, da. O adormit, știi? Doamna Maria a propus în 15 o trecere de pietoni vis-a-vis de grădiniță, mâine va fi comisie de circulație și o să analizăm în comisia de circulație și decizia comisiei va fi aplicată. De asemenea, Parinului au început toaletarea copacilor, vor merge din cartier pe străzi, se va face. Deci ăsta este momentul când se începe toaletarea. Să mai vedem ce mai avem. N-am înțeles problema domnului Gheorghe cu cantina Unio. Că scurgerea se face invers. E vorba de pantă sau de altceva? Aș vrea dacă să poată să intervină sau să îmi trimită un mesaj la primărie să știu exact cu ce se confruntă, că n-am înțeles din ce mi-am notat și nici colegii mei n-au înțeles. Carpați 2, iluminatul pe fântânele se reface. Deci va intra în acel pachet de iluminat, refacerea întregului iluminat public. Micro 16, au mai fost probleme cu Florisalu, am dat dispoziție să se intensifice activitatea între blocuri de curățenie. Sunt convins că lucrurile vor intra normal, dacă nu aștept sesizări în continuare. Da, așteptăm în continuare, deci ce probleme ați văzut, vi s-a răspuns punctual la ele, într-adevăr, da. Unele se pot rezolva, unele s-au rezolvat, altele necesită timp și răbdare. Sau știu că v-ați săturat, că nu mai aveți răbdare, că știu. Asta e, până la urmă, niște subiecte pe care le-am ridicat și pe care o să te rog să le dezbatem foarte pe scurt, sunt acele subiecte, vine primăvara, lumea se plânge și aici iar vorbesc de spiritul civic a unora dintre noi, se aruncă gunoaie pe dig, peste dig, după dig, lumea iese acum pe dig și vede plin de flacoane, sunt clar gunoaie duse acolo, adică nu că a mers unul la un suc și și-a aruncat flaconul, nu, gunoiul de acasă și la restaurant. Dar e foarte greu să stai să-i prinzi asupra faptului. O să invităm în cadrul poliției locale o secție de poliție ecologică, încercăm să-i dotăm, pentru că stau foarte prost cu mașinile și cu colegii de la poliția locală și atunci vom face patrulări peste tot. O să-i urmărim ca pe hoții de cai. Cine-i prins, va...
va plăti. Da, pentru că numai așa, din păcate, doar prin mijloace pecuniare putem să-i civilizăm pe unii dintre concetățenii noștri, concitadinii noștri. Asta e. O să discutăm, bineînțeles, și despre alte probleme pe care le aveți. Acum aș vrea să mă opresc un pic, pentru că tot vorbeam de locuințele sociale. Și să ilustrăm puțin, avem niște imagini. Da. Hai să le explic cum... contextul. Deci am avut o deplasare la București cu doamna director economic, de la mine, doamna Lucia Ursu, cu șeful de la investiții, cu domnul Săci Jigă. De asemenea, au mers domnul director Stejerean, cu doamna director economic de la APASERV, cu șefa de la PIU. A fost o delegație bună. Am ajuns și la Constanța după ce ne-am rezolvat problemele la ministere. Acolo ne-am întâlnit cu domnul viceprimar Făgădău. Domnul Mazăr era ocupat în sensul că era plecat din localitate, nu știu unde, când în Brazilia, unde? Cred. Rio de Janeiro. Și cu domnul Făgădău am stat aproape 2 ore și am discutat legat de proiectele europene și de ce fac ei și ce facem noi. Am stabilit o relație deosebită de comunicare. Fiecare șef de compartiment, fiecare șef de direcție ne-a dat numărul de telefon, la fel și colegii mei, am făcut schimburi de numere de telefon și de aici o să avem un dialog direct și cu ei. Bineînțeles, unii au mai multă experiență pe un domeniu, alții pe alt domeniu. Am descoperit că noi suntem mai buni pe anumite domeniu, ei sunt mai buni pe alte domenii. Noi unde suntem mai buni, domnul primar? O să-ți spun și o să-ți arăt. Bun. Bun. După care, cu sprijinul domnului viceprimar, am plecat să vedem cartierul social. Cartierul social are locuințe, deși găzduiește aproape 3.000 și ceva de cetățeni. Sunt niște locuințe construite pe o structură metalică, foarte ieftine de altfel, și foarte, foarte, foarte eficiente. Colegii, dacă vor să dea niște imagini... Deci foarte practice. Haideți să vedem și imagini. Iată, asta deci, este un cartier de locuințe sociale, da? Un cartier care cuprinde peste 20 ceva de blocuri. Deci 3.000 de oameni. Iată, au și bisericuța lor, da? Propria. Da, au o bisericuță proprie acolo unde își merg oamenii să-și spun. Acestea sunt blocurile, vedeți, stânga-dreapta. Sunt blocuri cu două nivele, structură metalică. Vreau să vă spun că am rămas impresionat de oamenii care locuiesc. Contorizările separate, da, ca să nu mai fie... Să nu înțelegeți că stau numai rom sau că sunt oameni... Nu, deci oameni stau, cu venituri oameni mai modeste, care nu-și permit... Aceste locuințe sunt date în administrare, sau mai bine date în folosință, după 3 modele de contract. Un contract pentru cei care n-au niciun venit și care sunt sprijiniți de Consiliul Local, de Primărie, un contract cu unii care au o anumită categorie de venituri și plătesc numai utilitățile și unii care au venituri mai mari și își plătesc toate cheltuielile. Vreau să spun că am văzut pe oamenii aceia spălând holul, măturând în fața blocului. Am discutat cu șeful poliției de acolo, mi-a spus că în un an și ceva nu au avut niciun eveniment. Acolo nu se fură, nu se bat, nu jură. Bun, acolo văd că este și un birou administrativ. Era de aici eram la administrativ, este o echipă de 12 oameni care administrează acest cartier, 12 oameni care se ocupă absolut cu chirii, cu încasări, cu tot, cu tot. Am schimbat impresii cu ei. Aici domnul Săci, șeful de la investiții. Am primit de la ei absolut tot, de la proiect, hotărâre de consiliu, absolut tot, 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 tot. Și sunt convins că aceste locuințe, modelul ăsta de locuințe pe care l-am luat, aici suntem în interiorul unei locuințe. Suntem în interiorul unei, ce e, apartament, da? Un apartament. Sunt apartamente pentru una, două, trei persoane, dar și pentru mai multe. Întrebam la un moment dat pe șef administrației dacă este o familie, soț, soție și cu 9 copii sau 8 copii sau 7, cum ați rezolvat problema? Că nu poți să intre. Deci sunt locuințe modulare care pot să fie cu o cameră, o baie și o bucătărie, baia fiind... Deci un fel de garsonier sau apartament cu o cameră, cum îi se mai spune. Dar mai micuțe. Sunt cu 2 sau sunt cu 3 aici pe un hol. Deci un hol destul de mare, chiar cetățenii își făceau curățenia. Și mi-am zis așa, pentru o familie de genul acesta cu 10-12 membri de familie, le dăm 2 apartamente de 3 camere, cum ar fi 3 camere. Învecinate, presupun. Sigur că da, învecinate și totul e rezolvabil. E o soluție foarte bună, pe care tot în interiorul unui apartament. Vreau să spun că erau îngrijite, erau corect, nu erau mari. Dar omul, decât să stea sub pod, să stea pe stradă, sunt pensionari care și-au pierdut casa, apartamentul,
cine știe cum și în ce condiții, sau copiii nu-i mai vor să-i țină și au posibilitatea să meargă în aceste locuințe sociale care... Deci, repetăm, stimați telespectatori, pentru că este foarte important. Sunt trei categorii de plăți. Deci cei cu venituri inexistente. Deci cei fără venituri sunt susținuți de Consiliul Local. Și în totalitate, nu plătesc nimic. E vorba de utilități, da, aici. De asemenea, cei care au venituri foarte mici plătesc numai utilitățile și cei care au venituri mai consistente mai mari plătesc și un soi de chirie, și, nu? Și un soi de chirie, sigur. Vreau să vă spun că toată lumea își face curățenie, toată lumea respectă ordinea acolo, toată lumea respectă liniștea celuilalt, nu sunt probleme. Contorizări separate, ca să mai fie poveștile alea, știți poveștile superbe de pe Osovului, că nu se plăteau acolo, le-a plătit la un moment dat, acum vreo 4-5 ani, le-a plătit primăria, cheltuielile... Eu știu mai bine situația, în 2012, înainte de alegeri, în luna mai, le-a plătit primăria vreo 400 de milioane, că au avut restanțe, erau buni votanți. Erau buni votanți și le-au plătit primăria aproape 400 de milioane, dacă nu chiar. Chiar e o problemă trecută, nu are o să mai... Dar pe bună dreptate, da. Cetățenii revoltați au fost bine, plătiți-ne și nouă atunci, că noi ce avem. Nu, așa este. Mi s-a părut un proiect foarte, foarte bun, foarte bun și sperăm pe noi, probabil că o să ne costă mai puțin. De ce? Pentru că vorbeam cu administratorul Structura Metalică și cu inginerul constructor, cel care se ocupă de construcția acestor lucruri în continuare. Structura Metalică o aduce o firmă din Baia Mare, deci gândiți-vă, se transportă până la Constanța și totuși e un preț foarte, foarte bun față, incomparabil cu prețul pieței. Deci, nu este o investiție foarte mare. Acum, important e pentru... Era undeva la 6.000 de euro, parcă... 6.000 de euro pentru o familie cu doi copii. Da. 5.000 de euro, familie cu doi copii. Dar, între timp, prețurile au mai scăzut, se pot face, dar noi trebuie să ne reglementăm problema cu terenul, pentru că trebuie un teren, utilități, tot, după care putem avara proiectul. Iar Baia Mare, vă dați seama cât costă Baia Mare, Constanța, raportat la Baia Mare, Satul Mare, la transportul, la aceste... Să fie bine. Deci, proiectul mie mi-a plăcut, l-a plăcut și colegilor mei, care sunt specialiști, și sperăm să-l implementăm și în Satul Mare. Curățele, aerisit... Vreau să vă spun că și-au plantat pomișori, pomii în jurul blocurilor, la unii dintre ei chiar am văzut o grădiniță din de 2x3 în dreptul geamului și-au pus oamenii și-au săpat să-și pună, eu știu, cinoșteri, legume sau altceva. Deci mi s-a părut un proiect bun pe care l-am luat și... Adică e evident că e comparația foarte mare cu ce e pe Osovului. Ce e foarte important, Victorie, că nu ne costă nimic acest proiect. Deci suntem socotiți ca și coautorii ai proiectului împreună cu primăria din Constanța și nu este nevoie să plătim, eu știu, celor de acolo bani, că le-am împrumutat. Au zis, mai sunteți frații noștri, da, relația este foarte bună, luați-l și folosiți-l în calitate de coautor. Deci nu trebuie să plătim altora pentru ceea ce au făcut ei. Important este să luăm și să implementăm. Foarte multă lume face confuzia între locuințe sociale și ANL-uri. ANL-urile sunt altceva. Deci acestea sunt locuințe sociale. Acestea le-am prezentat au fost locuințe sociale. Bineînțeles, există și ANL-uri care e altceva. ANL-ul este altceva, dar să vedem locuințele pentru tineri. Deci primăria din Constanța are și un alt proiect de locuințe pentru tineri. Primăria a venit, a pus la dispoziția tinerilor terenul, utilitățile. Aici au participat toate regiile, apă, gaz, canal electric și așa mai departe. S-au înțeles. Uitați, acestea sunt locuințele pentru tineri. Sunt apartamente mai mari, cu garsoniere, cu două camere, cu trei camere în funcție de necesități. După ce au asigurat partea de infrastructură și partea de utilități, s-au scos la licitație construcția celor blocuri și acelor apartamente. Sunt mai multe firme concurente care au participat și care au construit. Era un moment foarte bun. Deci cei de la primărie erau cu etalonul. Vedeau care firmă înaintează mai repede și care face lucruri de calitate. După care s-au făcut curățenie. S-au lămurit care e firma mai serioasă, mai... Toate aceste locuințe au parcare pentru mașini trasate, foarte civilizat, zonă verde, sunt tineri de toate categoriile. Dar acel sistem de blocaj, estimați, pe care o să-l aplicăm și noi, cu brație, locuința. E parcarea ta, ți-ai blocat-o și nu intră nimeni acolo. Foarte interesante și foarte bune. Vreau să vă spun că cei de la care s-au mutat, dau un exemplu, pe o scară sau într-un bloc, s-au organizat și și-au cumpărat centrala. Blocul era cu centrală cu gaz la unele și centrală pe lemne la alte. Și-au cumpărat centrala,
mână de la mână, după care au administrat-o ei, mult mai ieftină și căldura decât să plătească administrarea de către altă firmă sau chiar de către o firmă a primăriei. Deci proiectele sunt foarte, foarte bune. Noi încercăm în continuare să finalizăm anul ăsta, vorbim de anele, 74 de locuințe pe poligonul. Acolo este un proiect pentru 150 ceva de locuințe. A fost înțelegere cu Ministerul Apărării Naționale, nu știu cât se va menține acea înțelegere sau dacă ei mai au atâtea cadre care se pot să vină, dar în principiu pentru mine e important să-mi termine primele 74 de apartamente, să pot să le distribui și să le trimit, că sunt foarte multe familii de tineri, familii care au cât de cât venituri, care își pot plăti acele chirii și utilități și nu au unde să locuiască. Deci e o prioritate. Nu au posibilitatea. Asta este automat, cum să zic, un imbol pentru cei, pentru specialiști, începând de la medici, în cartierul acela nou care l-au construit în Constanța, deci un cartier nou cu blocurile, le-ai văzut, sunt multe, 10-12 blocuri, imediat lângă ele s-au cantonat un Lidl, puțin mai încolo un Profi, deci știau. Cartierul ăsta are în jur de 3.500-4.000 de cetățeni. Discutam foarte mulți medici, sunt avocați, sunt, eu știu, juriști, specialiști în diferite domenii, da. Sigur, civilizat, fiecare, am văzut mașini elegante, mașini moderne acolo, deci oameni cu o stare materială bună, dar este incomparabil prețul pe care ei l-au plătit pentru acele apartamente în comparație cu prețul pieței. Deci, incomparabil. Eu o să primesc statistica exactă, cu date, cu tot, cu bani, cât au fost, după care o să încercăm să adaptăm la condițiile pe care le avem noi în satul mare și la prețurile care sunt aici. Și cine dorește, bineînțeles, aceste locuințe pentru tineri s-au făcut la cerere. Au fost solicitări, s-au făcut înscrieri și, bineînțeles, primii veniți, primii serviți. La fel și cu locuințele sociale. Au făcut o identificare foarte serioasă a celor cu probleme sociale prin instituții a primăriei și s-au construit uneori și la comandă. Deci dacă am mai multe familii cu 2, 3, 4 copii, am construit într-un bloc modular pentru 3 camere. Dacă sunt mai puțin, dacă sunt o familie, da. Am mers cu o cameră sau chiar cu două camere. Deci s-au adaptat în funcție de necesități de piață. Pentru că așa o să facem și noi aici. Da, stimați spectatori, ați văzut lucruri făcute, practice, demonstrate, care nu trebuie decât să fie implementate și aici, mai ales că acest proiect a fost cedat sau oarecum oferit primăriei satul mare. Nu, deci în parteneriat. Deci domnul Mazăre și cu colegul nostru sunt niște oameni deosebiți și eu am spus, mă băieți, uite, noi avem experiență, ne-a fost foarte greu până l-am implementat, tot felul de probleme, de toate felurile. Uite, voi aveți calea bătută. Folosiți-l și dați-i drumul. O să discutăm și cu colegii consilieri. Acum, săptămâna viitoare, probabil că să merg din nou la București să discut cu domnul viceprim-ministru să ne ajute cu niște fonduri până demarăm acest proiect. Noi ne facem niște calcule după ce o să ne vină toate datele de la Constanța, să vedem cam pe ce populație contăm și mă gândesc în primul rând la cei de pe Ostrovului, mă gândesc la cei de pe Toamnei, de pe Crângului, deci trebuie să le asigurăm niște condiții mai bune și mă gândesc că ei să fie primii locatari, dar să fie în condiții civilizate. Da, plus Bărăși, și de pe Volea, sunt mai sigur, mulți. Sigur. Bine, dar e vorba nu numai de anumite categorii de cetățeni, ci de și cei care au probleme sociale. Da, pentru și că, cu venituri mai mici, bineînțeles. Și un lucru mi-a plăcut extrem de mult, se educă unii pe ceilalți. Deci vecinul nu lasă pe vecinul să facă prostii pentru că știe că e evacuat. Deci au fost câteva cazuri când au făcut gălăgie, au deranjat sau cine știe și au fost evacuați. Nu i-a interesat că pleacă în stradă sau se duc pe malul mării sau se duc să doarmă pe unde. I-au evacuat de acolo și oamenii au început să-și facă idei și să se susțină unul pe altul, să se educe unul pe celălalt. Să nu faci prostii că pleci tu, poate ne dă și pe noi afară. Da. Deci, corect, stimați spectatori, tot măsură disciplinară. Pauză tot măsură disciplinară. După care vom reveni în partea a doua, așteptăm și telefoanele dumneavoastră, bineînțeles cu alte întrebări, probleme, propuneri pe care le aveți, de adresat alături de noi primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica. Publicitate, revenim. Am revenit în direct și din acest moment așteptăm și telefoanele dumneavoastră. Aveți un număr de telefon afișat pe ecran. Cum facem? 3, 2, 1 și deci așteptăm telefoanele dumneavoastră. Probleme, întrebări legate de activitatea administrației publice locale. O să încep tot eu. Da, sigur, o să încep tot eu.
S-a adresat o întrebare astăzi la radio legat de circulația copiilor. Gratuitatea pentru elevi. Deci să știe cetățenii că toți copiii care au vârstă preșcolară, deci până în clasa 1, au gratuitatea pe autobuz. Deci poate să meargă pe orice rută. Nu există cineva să-i împiedice. Sau dacă sunt incidente, vă rog să mă semnalați. Copiii care sunt școlari, jumătate de bilet, într-adevăr, este subvenționat de Consiliul Local, jumătate plătește respectivul. Noi dorim și am discutat și cu consilierii UDMR și sper să ne înțelegem, să dăm drumul la toți copiii, toți elevii, pe baza carnetului de școală vizat la zi, sigur să poată să circule gratuit, pentru că de multe ori, într-adevăr, autobuzele și am observat că circulă cu 3-4 pasageri, deci nu e o pierdere. În momentul când nu mai contorizăm, nu mai subvenționăm. Stabilim o sumă pentru Transurban ca să poată să funcționeze și nu mai contabilizăm acest lucru. Da, bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, Maria. Da, vă ascultăm, doamna. Aș dori să îl rog pe domnul primar, dacă se poate, din 14 mai, o linie spre gară. Am înțeles, 14 mai, gară. Bine, asta este o problemă. Da. Aș vrea să-l rog să-și, dacă-și aminteste, da, data de 2 noiembrie, când a fost pe această stradă. 2 noiembrie, da. 2012. Da, da. Și promisiunea care a făcut-o. Bine, da, da. Bine, doamne. Și este vorba de strada Grigore Ureche. O știu. Grigore Ureche, ce? Că e spartă, nu, e nu, ce are? Nu, 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 nu. Deci acolo s-a făcut și un sens. Păi acum și un sens. Eu aștept să-mi răspundă domnul primar sau vorbesc cu dumneavoastră sau... Nu, cu mine vorbesc. Păi dar spuneți ce problemă aveți, că nu poate să ghicească nimeni, că nu suntem Baba Omida. Deci Grigore Ureche, care e problema cu Grigore Ureche? Așteptam direct să vorbiți puțin mai frumos. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Pe Grigore Ureche s-au făcut acum un sens. Pe Grigore Ureche au semnalat niște gropi în fața unor locuințe, dar eu știu că s-au rezolvat acele probleme. Dar o să văd care e situația. Bine. Bun, și autobuz din 14 mai la gară. Adică... Mi-am notat. O să discut cu domnul director mâine și vedem dacă... Bine, acolo numai o deviație oricum. Acum, din 14 mai până în gară... Mi-am notat și mâine discut cu domnul director la Transurban și vedem. Și data viitoare o să dăm un răspuns, doamne. Sau dacă are timp, mă poate căuta la primărie și... Da, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Cu Ion. Da, vă ascultăm. Domnul primar, bună. Aș vrea pe strada Eroilor, da? Este o stație de taximetri. Da, Eroilor. Taximetriștii, da, se consideră pe undeva o elită a șoferilor, practic. Am înțeles. În satul mare, da, dacă treceți în fiecare dimineață pe stația de taximetre, este ca în cocina de porci. Deși pe stâlpi sunt 3 cutii pentru restul, menajere, pentru mizerii, pentru chiștoace, pentru toți. Și dă și le aruncă, da, pe jos, să înțeleg. Deci să înțeleg că se aruncă din mașină... Se aruncă jos. E regulă, nicio problemă. O să anulăm acea stație și trimitem pe câmp. Sau aproape de groapa de gunoi a Florisalului, dacă nu știu să păstreze. Tocmai ei trebuie să dea un exemplu civilizat, taximetriștii. Da, o să verificăm. Își fac curățenie prin mașină și aruncă pe jos. Domnul Ion, o să verificăm și o să dau teme colegilor care se ocupă. Bine să supraveghem și să luăm măsuri. E foarte bine că mi-am spus. Da. Sigur că da, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Am mai vorbit Victor, despre... vorbeai mai devreme de timpul frumos. Eu de-abia aștept și de-abia așteptăm să ne permită timpul să se încălzească, să ne bucăm de lucru, că avem enorm de mult de lucru. Avem proiecte, avem bani alocați, deci nu ne lipsește decât posibilitatea de a demara aceste proiecte, multe, 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 pe toate domeniile. Da, vine vremea bună și vorba aceea, vremea bună se văd toate și ce iarna se vede mai greu, când deja vine timpul frumos, se văd mai bine și gunoaiele și tot ce e stricat. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, domnul Georgescu, din pe Gara Perestrău sunt. Da, da. Cu domnul primar aș dori. Da, domnul Georgescu, ascult. Am o mașină care depășește 4 tone. Da, da.
să ne spune domnul primar unde să ducem noi mașinile astea, că plătim atâtea taxe, impozite, mai multe ca pe cele mici. Adică la cele mici le face parcări tot, mă, ce face cu mașinile mari, domnul primar? Asta vă rog frumos să spuneți. Le ducem la Transurban, au o curte imensă și le pot caza acolo. Și ce să plătesc pentru treaba aia? Păi, trebuie să plătiți. Impozite plătesc. De ce parchează acolo care are până la 3,5? Până la 3,5? Nu cred. O să vedeți, dumneavoastră, că în momentul când avem parcări, facem și curățenie pe străzi. Deci nu mai sunt tractoare, cap tractoare, remorci, remorcuțe și toate astea lăsate pe domeniul public. Fiecare care circulă și strică drumurile trebuie să plătească. E regulă, nu o aplicăm noi. Nu noi am învățat regula, s-a învățat-o de la alții mai deștepți, începând din Ungaria până în nordul Europei și în alte părți. O să căutăm, ne gândim la o soluție, dar mașinile mari care doresc să fie parcate peste noapte vor trebui să meargă la Transurban și acolo vor fi cazate, vor fi păzite fără nicio problemă, da? Contra unei taxe, mă gândesc. Da, adică sigur, asta rămâne să stabilească cu Transurbanul, sigur. Nu avem ce face. Da. Într-adevăr, o mașină de 4 tone strică mai degrabă drumul ca și una mică. Pe de altă parte, într-adevăr, impozitele pe care le plătiți mai mari decât pe o mașină mică sunt impozite pe, mă rog... Cu mașina asta de peste 4 tone faci bani. Că nu ții numai de bibelou să se prim cu ea. Da, cetățeanul are o mașină, evident. Cetățeanul are o mașină cu care își rezolvă problemele familiei, da? Iar unul care are o mașină peste 5 tone, se presupune că face că ceva face cu ea. Face o afacere. Deci care... faptul că dai un 50 de lei sau 100 de lei pe nu știu cât timp pentru o parcare la Transurban nu înseamnă foarte mult, înțelegi? Da, bună deci, seara, dacă... cu cine stăm de vorba? Alo? Da, vă ascultam. Da. Vă rog. Eu sunt mai înainte care a vorbit despre stație taximetrică, dar văd că m-ați întrerupt. Vă rog, domnul Ion, vă rog. Să mai spun ceva la domnul primar. Vă ascult, domnul Ion. Strada Arșișului e recent asfaltată de 2 ani. Da. Este foarte un lucru foarte, foarte lăudabil, foarte bine. Gurile de scurgere. Lasă să vă explic și canalele. Încă o dată, domnul Ion, n-au fost, satul mare, din păcate, n-au fost meseriași care să ridice gurile de canal la nivel. Nu numai pe Argeșului. Nu numai, în tot municipiul. Am încercat varianta în toamnă cu Bulevardul Lucian Blaga, văd că lucrurile merg bine și acum avem un contract special cu o firmă specializată în a ridica canalele la nivelul drumului. Deci această problemă o ridicăm, avem aproape 1600-1700 de canale în tot municipiul Satu Mare. Progresiv o să le facem pe toate, încercăm să le ridicăm la nivel. Deci nu mare problemă. Inclusiv, nu pe Argeșului, pe absolut. Ar fi lăudabil, domnul primar. Deci încă o dată vă spun, începem să le ridicăm cu o firmă specializată, pentru că au fost cărpaci până acum. Nu, dar peste tot. Au asfaltat și s-a dus canalul cu totul în jos. Și când ai ghinionul să fie diferența mare și să mai fie și puțin de sprint. Am intrat în canal și am simțit și l-am înjurat pe primar. Și acum când mai dau un tot program, pe tot în jur, primar în jur, dar asta este, că na, asta este, n-am ce face. Da, bun, și tu te înjuri, tu să zici, da. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara! Bună seara! Sunt Ionel de pe Clăbucet, Carpați 1. Da. Vă rog. Nu avem niciun pic de lumină pe această stradă. Da. Și avem o grămadă de mașini parcate și avem și hoți care ne golesc mașinile. Din păcate avem și hoți. Da. Așa este. Hoți de din mașini, da. Pe domnul primar să ia în considerare. Am înțeles. Să ne pună doi stâlpi, să avem și noi puțin. Am înțeles. Deci stâlpi există, nu există becuri sau ce? Nu sunt. Nici stâlpi. Nu sunt nici stâlpi. Trebuie făcut un proiect. Din păcate asta nu ne permite. Dar Clăbucet, spuneți-mi exact cam în ce zonă, domnul Ionel. Da, nu mai avem e regulă. E regulă, Clăbucet am reținut. Păi Clăbucet, dar nu a fost și data trecută tot sau nu, din nu, unde nu, pe Clăbucet? Nu. Acolo nu sunt nici stâlpi. Deci nu sunt stâlpi, deci trebuie făcut un proiect. Sau așa, deci nu poți să pui tu stâlpi și becuri cu un proiect. Tu trebuie făcut un proiect pentru asta, dar se ocupă colegii mei, Sorin Popie. Sorin e cu ochii pe noi acum și domnul Rentea și... Toată echipa primarului, toată lumea. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm. Aș avea și eu o problemă, sunt din Curtiuș, mă numesc Miron Ciprian. Da. Și cu parcul de joc aș avea o problemă destul de mare pentru copii. Da, vă rog. Adică s-au făcut acolo în parc
toate fabricile alea, nu mai avem parc pentru copii, nu mai avem nimic. Ne-ați dat acolo un teren, l-am umplut cu pământ, una alta acolo cu... Păi v-am ajutat, cred că v-am cărat sute de roabe de pământ, sute de roabe v-am cărat acolo. Da, și da, materiale. Da, v-am făcut canalizare, am început să vă asfaltez străzile, v-am introdus gazul. Cred că în Curtuișul ăsta a fost cea mai mare efervescență de activitate în, și anul trecut și va fi și anul acesta. Da, da, vă mulțumesc. Da, dacă, parcul, dacă s-ar putea să facă... Am înțeles, mi-am notat. Deci încă o dată Curtuișul a fost în atenția noastră pentru că ani de zile nu s-a făcut nimic și au și canalizare, au și gaz, le asfaltăm străzile, au condiții. Vor intra și în sensul că ca să poată circula, să nu intre prin oraie. Mai durează, nu se poate face. Ați văzut câte am făcut într-un an de zile. Dar nu abandonăm până când nu punem cartierul ăsta la punct, că sunt oameni. Da, și... bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara. Da, vă ascultăm. Orice, sunt Vasile de fapt, da. Transilvania Nouă. Strada Transilvania? Strada Transilvania Nouă. E stradă neasfaltată și fără canalizare? Nu, e stradă de pământ. Cum? Stradă de pământ. Deci e stradă neasfaltată și e stradă de pământ. Neasfaltată și fără canalizare. Apa pluvială. Am înțeles, vine de pe Rambleu de linie ferată, intră prin curțile dumneavoastră. Exact, și ce fac cu ea? O să discutăm, am discutat și astăzi, am stabilit că o să merg personal acolo cu firma care se va ocupa de asfaltat acele străzi din acel pachet și o să căutăm o soluție și pentru dumneavoastră. Deci cunosc problema dumneavoastră și încercăm o soluție. Chiar azi am avut o discuție pe tema asta. Deci nu e asfaltată și cum curge apa acolo? Partea proastă că în pachetul de străzi care vor fi asfaltate, bun, sunt străzi care vor fi, dar sunt vreo două care nu sunt cuprinse în pachet. O stradă, într-adevăr, pe o stradă stau 5 cetățeni, pe o stradă stau 4 cetățeni și o casă de vacanță. E foarte greu să le prinzi în proiect, pentru că orice stradă de pământ pe care vrei să introduci canalizarea acum și să o asfaltezi, costă enorm, enorm. Neavând bani, pentru că acel proiect e foarte strict. Mergi direct acolo unde este punctat pe proiect. Nu știu, o să merg acolo să vedem ce soluție. Deci, cunosc situația de pe Transilvania, o să merg personal și o să luăm o decizie acolo. Da, este important, dar acum, într-adevăr, sigur, sunt străzi cu case mai puține, cu locuitori mai puțin, dar și pentru ei e important, că și ei locuiesc în oraș și ei plătesc impozite. Sunt total de acord, deși foarte bine. Ma să vedem cum le așezăm să fie bine și pentru unii și pentru alții, înțelege. Da, bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, mă numesc Bohoni Mariana. Locuiesc pe strada Halda Amat. Noi am mai depus niște sesizări la primărie. Avem o problemă cu apele pluviale. Da, da. Nu au unde să se scurgă. Da. Am solicitat intervenția pompierilor ca să scoată apa din curte și din casă. Da, da, da. Ni s-a promis că se vor face șanțuri, canalizări. Până în ziua de astăzi nu s-a făcut nimic. E regulă. Eu mi-am notat. O să discutăm cu Apa Servu pentru că e apanajul profesiei lor, cu domnul Stejeran și chiar o să rog eventual împreună să facem o vizită până acolo și să vedem care este situația. Deci eu vă spun sigur că o să vorbesc cu dânsul și cât de curând o să vă vizităm, să luăm măsuri. Să se facă măcar șanțuri dacă sigur. Nu canalizare. Sigur. Sau... ei sunt specialiști, ei știu ce să facă. Da. Da. Da, într-adevăr, sigur că da, probleme sunt în tot municipiul pentru fiecare... multe probleme. Viitor și încercăm să le rezolvăm. Deci, uite, unele le-am rezolvat, altele sunt în curs de rezolvat, pe altele le vom rezolva. Dar eu știu că oamenii au mare așteptări și pe bună dreptate. Mai că suntem puțini și bani puțini. Și da, la ultima discuție pe care am avut-o era în vogă acel subiect cu garajele. În ce stadiu se află acum? Să știi că sunt oameni foarte civilizați și foarte corecți care și-au demontat. Spune că unii chiar singuri, profităm de timpul frumos, își demontează garajele. Imediat cum ne permite timpul, începem să punem la punct acel parcări. I-am chemat pe cei de la compania de apă, i-am chemat pe cei de la Electrica. În momentul când o să turnăm aceste parcări, vrem să le facem corect, le facem bine, inclusiv să avem tubajul acela introdus, ca să nu mai trebuiască să spargem în momentul când facem instalația electrică și multe și multe altele. Da. Deci eu o să fiu permanent în atenție, să fie permanent în atenția mea și o să verific absolut lucrare cu lucrare. Da. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, domnule. Bună seara, domn primar. Solomaier sunt. Cu respect, domnul Solomaier. Aveam un răspuns. Aveam un răspuns pentru dumneavoastră. Da, emisiunea era o doamnă care voia... Da?
care voia să se introducă un autobuz din 14 mai până la gară. Da, da, da. Acum să mă scuzați, vorba domnului fost primar Ilieș, nu poate autobuzul să treacă prin fața fiecărei case. Păi se caută să se facă cât mai multe trasee ca să... De unde atâtea autobuze? I-ați dat dumneavoastră un răspuns, doamnei, în locul meu. Domnul primar e foarte receptiv, a promis că... Eu am promis că vorbesc cu directorul la Transurban să caute soluție, cum da, am găsit... Hai că o deviație, unul, nu știu, unul să treacă prin sigur. 14 mai sau ce știu eu, nu știu. Nu, domnul nu că este perpedes, deci plimbarea domnul, sau cu domnul primar, sau cu taxiul, pentru 500 de metri nu se poate introduce o nouă rută. Motorina e cam scumpă. Este foarte scumpă și va fi și mai scumpă. Că se fură. Da. Apropo, domnul Solomaier, dacă mai sunteți, vreau să vă spun că noaptea trecută am mai prins a treia tură de hoză la Transurban, tot cu motorina. Deci i-au prins odată, i-au prins a doua oră, i-au prins și a noaptea asta și se pare că contractul de muncă? Da, bineînțeles, am dat dispoziție directorului să-l cheme și să-l dea afară și bineînțeles, au venit poliția, o să verifice, eu nu înțeleg pe oamenii ăștia. Deci nu pot să-i mai înțeleg, pentru că sunt bolnavi cronici de furat. Motorină și altele și altele. Da, deci e crunt. Se pare, domnul Solomaier, cu noastră se sfoarte, stați bine cu calcule. Eu v-am observat și în Consiliul Local că între consumul maxim pe mașină și ceea ce se întâmplă, s-a creat o economie de peste 8 tone 600. Deci 8 tone jumate. Într-o lună, gândiți-vă. Economie, probabil... Deci pe o lună... Se fură mai puțin, că dacă ai prins ieri, înseamnă că se mai fură. Am discutat azi, am avut o discuție cu directorul economic, cu domnul Adi Neacșu, pe care l-am implicat și în timp. Domnul primar, vă rog. Mă scuzați. Vă rog. Domnul primar, vă rog. Din autobuzele noi nu se poate fura benzină, nu se poate trage benzină. Motorină. În timp se rup conductele unde se pot monta robineți. Bun. Domnul Solomaier. Să se înlocuiască vechile autobuze, să se tragă. Da. Domnul Solomaier, haideți să vă mai dau, o informație. Într-o săptămână, două conducte de la autobuzele noi s-au spart. Și au curs motorina. Prinde orbul, scoate ochii. Adică vină... de karate că s-au spart, sigur. Oamenii n-au știut că s-au spart și uite, s-au scurs motorina. Până să vină dispeceratul, caută în țărână și vezi câți litri de motorină s-a dus acolo. N-are rost să vă spun. Nu are rost. Dar doriți să mai spuneți ceva? Monta un robinet acolo, domnul. Uitați, mi-ați dat o idee. Chiar o să verific, să ridicăm toate autobuzele, să fie verificate de specialiști și de desubt, că aveți dreptate. S-ar putea să fie montate robinete și numai să pună furtunul și să alimenteze direct rezervorul mașinii mici sau mașină personală. Domnul Solomaier, mai doriți să ne spuneți ceva? Nu. V-aș ruga să mai treceți pe la mine, că aveți... Domnul Solomaier, mai treceți pe la primar, că aveți idei bune, să știți. Da, domnul Solomaier este un atent observator al autorităților administrației locale. Și foarte meticulos. Foarte meticulos. Meticulos și informat, oarecum. Da. Uite, la chestia cu robinetul sub mașină nu m-am gândit. Da, păi... Da, colegii mei... Inventivitatea românului e proverbială. Bună seara! Alo, bună seara! Cu cine stăm de vorba? Mă cheamă Irina. Da. Vă ascultăm, doamna. Și aș vrea să-l întreb pe domnul primar. E sigur că pe strada Curtul Iuș există gaz introdus? Nu, pe strada. Nu, stați un moment. Nu tot Curtul Iușu. Pe anumite străzi am introdus gazul urmând partea a doua, pachetul al doilea. N-a spus nimeni că în tot Curtul Iuș. Păi m-ați exprimat că în cartierul Curtul Iuș este gaz introdus, domnul primar. Nu. Pe anumite, m-am exprimat greșit. Pe anumite străzi. Urmând ca celălalt pachet să fie și să cuprinde toate străzi. Păi tot trebuia să spuneți pe anumite străzi, nu pe tot cartierul. Că nu, păi, noi stăm înțeles. Și așteptăm gaz de vreo 10-20 de ani. Eu știu, doamnă, dar vedeți, s-au așteptat și doamnă. Ascultați-mă un minut. Și ceilalți vecini de dumneavoastră de pe alte străzi au așteptat tot 20 de ani, dacă nu 40 de ani. Și uite că am reușit anul trecut să le introducem. Mai aveți și dumneavoastră răbdare câtva timp, cât se poate, până avem proiectul, până... Și vă introduceți și dumneavoastră. Acum, dacă săriți la gâtul meu, mă face să mă întorc cu spatele. N-am ce să fac. Deci, dacă eu sunt de bună intenție și vreau să introduc în tot cartierul, am dat la o jumătate de cartier, o să vă dăm și dumneavoastră, dar nu vi le pot face pe senate, că nu sunt... E problema că nu... Sigur, na, deci ai făcut... Să spuneți pe care stradă ca să o las ultima, dacă tot... Pentru fiecare e problema lui cea mai importantă. Am înțeles, Victor, dar... Nu... Deci, da, am introdus... Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Mă numesc Aurel.
din da. Lazuri. Unde? Strada? Lazuri. A, din Lazuri. Da, da. Este strada pe care s-a deschis acum recent pentru tiruri. Da. Nu știu când ați circulat ultima dată pe acolo. Pe variantă, pe deviație? Da, da, care dă legătura în Barițiu. Da, dar n-am circulat, sincer, de cel puțin 3 săptămâni, o lună n-am circulat, dar mi-ați dat o temă. O mică rugăminte. Vă rog. Să aveți un pic de timp, da. Să faceți o cursă mică, drăguță, să vedeți ce, cum și arată drumul respectiv. Deci e vorba numai de deviație sau de pe Barițiu până la... Este deviația respectivă care s-a făcut pe legătură. E regulă. Am să verific. Este jal. Am înțeles. De drum. Am înțeles. Da, numai bine vă doresc, domnul primar. Mulțumesc mult, cu respect. Da, e interesant. E un drum, da, făcut recent. Da. Trebuia să țină. E în garanție. Absolut, sper. Garanție, firma, execuție, fără nicio problemă. Vine căldura, poate să se apuce din timp să pună, facă la... Că nu e... Are dreptate omul, dacă așa e. Da, păi e destul de rău, da, dacă... Bun, deci făcut... doamna Irina e iritată că nu i-am băgat și dânsă-i gazul, dar cartierul ăla n-a avut gaz... Da, acum, păi, acum sigur că da. Fiecare e cu problemă lui. Rândul treptat, nu le poți face pe toate într-o noapte. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Cu Pișca sau cu Sara. Da, vă ascultăm. E vorba Bariciu. Da? De la Bariciu. Sărcilor 11. Cum? Noi am crescut acolo și am născut acolo. Deci n-am înțeles cu Bariciu, ce e cu Bariciu? Avem o casă acolo. Așa. Da. De copilărie. Da, doamnă. Și acum am vrut să rugăm frate, să ajutăm pe frate, și casa este a statului. Nu, deci nu vă înțeleg. Doamna, care e problema? Ați copilărit într-o casă de pe Bariți, așa, și? Da, Sălcilor 11. A Sălcilor 11. Da. Și acum, da, tot plătim curentul, am dat acolo înăuntru cererea. A. Doamna, e o problemă de administrație. Trimiteți pe cineva la mine, la primărie, să verific. Că da. Nu pot să știu fiecare cerere care este depusă acolo. Mulțumim. Dar să vină cineva din partea dumneavoastră pentru sărcilor 11 și o să verificăm, să vedem pe ce e vorba. N-am înțeles exact. Casa a fost, mă rog, revendicată, luată, nu știu exact. Dar putea să fie o problemă juridică, dar e bine să trimiteți pe cineva să se informeze clar. Da, așa cum am spus, stimați spectatori, sigur că da, există și acest aspect. Unii dintre sătmăreni spun bine că la aia le-a făcut trotuar nou, nu ne-a făcut, acolo a făcut parcare nou, nu ne-a făcut, sigur că da, există această, să zic așa, acest deranj, da. Până la urmă e bine să te apuci de el. La unii le-am făcut trotuar pe o parte pentru că n-au fost fonduri, sunt supărați că nu le-am făcut și pe cealaltă. Că nu-i pe cealaltă. Bine, asta este tendința omenească, dar eu sunt răbdător. Acum ușor. Eu știu ce am de făcut. Bună seara. Nu ușor, ci rapid, nu ușor. Da. Bună seara. Bună seara! Cu cine stăm de vorba? Cu Radu. Vă ascultăm, domnul Radu. De pe Aurora de Micro 16. Da. Aș avea o întrebare de la domnul primar. Aurora E10 față, se poate face o parcare amenajată? Domnul Radu, nu mă pot pronunța, o să vin până acolo și o să vedem, bine? Aurora și dacă... E10, da? Da, E10 mi-am notat. Ia, și dacă da. Este posibilitatea, da. Dar mulțumim, știu că pentru tot acel pachet de blocuri Aurora, sunt probleme și cu iluminatul public, chiar azi a venit un reprezentant al lor acolo și ne-au propus și să deviem niște și circulația și să implementăm niște becuri de iluminat. Le-am notat toate și sperăm să le putem face. Deci știi zona. Știu zona, sigur. Aurora, domnul întreabă dacă se poate face o parcare. Păi, da, în zona E10. Amenajată, da, e nevoie de multe parcări, bineînțeles, Micro 16, după cum se știa, a fost un cartier proiectat pe vremea în care nimeni nu se gândea că o să fie atâtea mașini, că o să fie așa circulație. Foarte multe mașini, să știu. Sunt mașini multe, blocuri sunt multe, adică sunt locuințe multe, acum aproape toată lumea are câte o mașină. Este cel mai mare cartier din municipiul Satu Mare, Micro 16. Sunt aproape 20.000 de locuitori acolo, deci cel mai... Da, și noi ca și Satu Mare, să știți, o statistică interesantă. În județul Satu Mare, la fiecare al patrulea cetățean
cetățean e considerată că are o mașină. Și gândiți-vă că cei de la țară au mai puține. Deci sunt multe mașini, totuși, sim, pentru... Sim. Da, e foarte bine. Înseamnă un nivel de viață. Da, e bine. Dar, de altă parte, aceste cartiere n-au fost proiectate pentru asemenea trafic. Le creăm noi condițiile. Bună seara! Alo, bună seara, mă numesc Vasile. Da, vă ascultam, domnul Vasile. Așa o informație, de ceva, ceva e numărul 1. Cum? La etajul 2, se poate scrie holul, ambele părți. Stați un pic, încă o dată, repetați-mi adresa, că... Beștevan, cel mare, numărul 1. Da. Se poate închide holul ca să facă locatare, să facă gard pe hol, ambele părți, la etajul 2. Gard? Gard pe colț, la etajul 2? Gard pe hol? Chiar pe hol, da. Miram, așa eu n-am auzit. Domnul Vasile, o să verific. Dar cu e, ce proprietate e? Că e asociație de proprietari, de locatari? E proprietar, da. Mai multe proprietari sunt de acolo, pe ceva în cel mai, numărul 1. Numărul 1, am înțeles. O să verificăm. Da. Bine, bine, domnul Vasile. O asociație cândva. Da. Haideți că o să verific, că chiar n-am auzit pe hol să faci gard. Să faci gard pe hol, da. Iată că mai auzi și lucruri noi, interesante. E foarte interesant. Nostalgii de casă, zice, da, dacă nu stăm la casă și nu avem gard să vorbim peste gard, hai să ne facem un gard. Da. Să mai faci, na, dacă o spărtură prin gard, să treci de la vecini la vecini, da. Și, bineînțeles, da, mai așteptăm telefoanele dumneavoastră timp de câteva minute. Toate problemele dumneavoastră sunt notate și li se va da în următoarea emisiune, veți avea și răspuns la ele, exact cum ați avut și în emisiunea de azi, răspunsuri la problemele pe care le-ați spus în emisiunea trecută. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, mă numesc Lucia. Da, vă ascultam. Săruna, doamnă. Aș vrea să felicit pe domnul primar. Săruna. Pentru lumină, pentru străzi, pentru toate câte ne-au făcut. Nu luăm telefoane cu felicitări, nu luăm, doamnă. O să, doamna, o să mai faceți. Ce problemă aveți, să spuneți vreo? Cu transurbanul. Dacă s-ar putea numărul 18, care vine din 17, să treacă prin Carpaz 2 să meargă spre Botizului. 18 din 17, da? Să treacă prin Carpați 2. Treacă prin Carpați. Da. 2 și după aceea pe Botizului, da? Da, să avem o legătură spre Botizului. Și noi, că noi din Carpați 2 nu avem. Eventual avem. Doamna Lucia, o să discut problema asta cu domnul editor mâine, bine? Să facă o buclă, mă rog. Să vedem ce se poate face, bine? Da. Bine, să închide, să nu uite domnul... Să rămână, să nu uite domnul Solomayr, că iar vă spune să vă plimbați pe jos. Simpatic. Deci nu luăm telefoane cu felicitări, așteptăm probleme în continuare. Doar cu critici și dorințe. Da. Eu îi rog pe cetățeni să trimită și către primărie, pe site-ul primăriei, absolut în fiecare dimineață. Nu tot ce așa, primim, să le spună direct, să se mai supără lumea, se mai... Na. Imediat cu... Bună seara! Bună seara! Mă numesc Loredana Seikei. Da, vă ascultăm. Săruna, vă rog. Aș dori să știu în legătură cu anileurile. Ana, eu am dosarul depus din 2005. Doamna, au fost multe dosare și mai vechi decât al dumneavoastră. Noi le-am reactualizat. Ați fost chemată de colegii mei și vi s-a reactualizat dosarul, nu? Da, da. E regulă, aveți un număr. Deci în momentul când avem locuințe, o să începe repartiția în funcție de criteriile pe care le-am stabilit acolo. De asta spuneam mai devreme că cei de la Ministerul Dezvoltării, cei de la Agenția ANL ne-au promis că ne finanțează anul acesta finalizarea 74 de apartamente. Deci sperăm, dacă ei se țin de cuvânt și noi ne ținem de cuvânt și vă putem pune la discuție. Sunt dosare vechi, Victor, deci de când lumea. Colegii mei i-au chemat pe toți, le-au reactualizat, au stabilit ordine și criterii de repartiție care se vor respecta. Acum 74 se pare, nu? Că primele 74. Primele 74 deci, să fie finalizate. Cei de la ANL ne-au promis finanțare pentru 74. Sper să se țină de cuvânt. Acolo l-avem pe Martin Vereș, e unul dintre vicepreședinți. Eu tot insist, am întâlniri cu el. O să mă duc și la București, la ANL și la, bineînțeles, Ministerul Dezvoltării să insist. Măcar aceste 74 să le putem face. Da, bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, Vasile, din pe Luca Sighet sunt. Da, Luca Sighet. Da, Luca Sighet, ascultam. Da, cu domnul Porțiunea lângă Florisal. Știu. Tractoarele alea, domnul primar, tot doroi le aduce pe stradă. Și nu-l curăță Florisalul? Nu curăță nimic, tot rămâne așa cum e. Am înțeles. Bine. Da. Este o altă, se poate face o altă străduțări din pe Sighișoara, o porțiune unde a fost omenșul mic. Așa. Parcă știți acolo, la proiectări, acolo s-a dezbătut problema asta și cu lunca, cu asta, cu problema de pe lunca Sighișoara acolo. Da, da.
Bun, domnul da. Vasile, mi-am notat, bine? Mulțumim. Mi-am notat, adică mai o dat și soluție, domnul Vasile, foarte bine. Da, să nu mai treacă pe acolo dacă tot... Corect. Da, dați seama, pe timpurile astea și acum cum vin ploile, un tractor care intră cu tot noroiul acolo, da. E, evident, creează și, și estetic, dar creează chiar și pericol da. pe șosea. Bună seara! Mi-am notat. Da, bună seara, Iorica mă numesc. Să rămână. N-am nicio problemă cu garajele din Micro 16, mă vreau să sesizez pentru domnul primar. Vă rog. Da. Spatele școlii la Bulevardul Sănătății s-au pus somații. Dar în spatele blocului cu 10 etaje unde este supermarketul la New Borto, acolo în spate sunt o grămadă de garaj și loc gol, unde se poate face parcare. Doamnă, nu este că nu vor. Legea e valabilă pentru toată lumea, ascultați-vă. N-am zis că nu vor, nu s-a pus o mație pe garaje. Doamnă, stați un pic, haideți că încep să vă iubesc. Ascultați-mă, am pus o mație acolo unde noi intrăm acum să facem parcări. Eu nu vreau să dărâm tot Micro 16 și... Domnul primar, da. A spus pe primele în spatele școlii. Da. Și a rămas alea care merge la containere de la Florisal, da. Și în spatele blocului cu 10 etaje de pe Bulevardul Sănătății K14, da. Sunt vreo 10-12 garaje. Am înțeles. Și le punem și lor. Și în spatele... lângă el este un supermarket ăla unde a fost centrala termică. Da. Acolo sunt iarăși o grămadă de garaje și spațiu nimeni... și pe Bulevardul Muncii nu se poate trece de mașini. Am înțeles. Bun, eu am notat. O să se bucure cei pe care i-ați reclamat dumneavoastră, da. Dar încă ascultați-mă. Mi-a apelat domnul Vasile Pușcaș de la Florisal, o să-l sunăm acum, probabil are o precizare să ne e facă. E foarte bine, e cu atât mai bine că dânsul... pentru că a fost vorba de Florisal, are probabil o precizare să ne facă, o să intrăm în legătură dacă telefonică. Dacă tot intră domnul Pușcaș și vreau să vă spun că eu sunt mulțumit de modul cum a rezolvat dezăpezirea în anul acesta, n-am avut niciun incident pe raza municipiului, au fost foarte prompți, e o bilă albă din partea primarului, sunt foarte receptivi la orice dispoziție pe care o trimitem de la primărie. Avem reclamații de la cetățeni, avem o problemă acolo, dar și sunt foarte receptivi, rezolvă și aș dori să rămânem în toată perioada asta colaboratori la fel de corecți. Îl avem la telefon pe domnul Vasile Pușcaș, bună seara! Da, bună seara! Bună seara! Am intrat în legătură directă cu dumneavoastră, având în vedere că un cetățean reclama tractoarele, nu știu, lasă noroi pe Lunca Sighet. Și a dat și o soluție, Sighișoara, Someșul Mic. Deci, domnul care reclamă, înseamnă că locuiește în zonă. Da, la sigur. Mă gândesc. Că... eroi la câțiva metri de dânsul, să intre și pe la mine să mai arată o dată. Am înțeles. Bun, eu... Noi am interzis așa ceva și spălăm tractoarele, le curățim și încercăm să facem să fie toată lumea mulțumită. E regulă. Eu tocmai spuneam... Dacă are asemenea problemă, se intre... Bun. Deci, domnul Vasile, domnul Pușcaș vă așteaptă la o cafea, mergeți la dânsul, explicați ce se întâmplă cu noroiul acela și sunt convins că dacă îl convingeți, vă lasă și abonamentul fără taxă. Să vă ia gunoiul fără... Vedeți că v-am și făcut un avantaj. Nu vă mai taxează când vă duce gunoiul, nu? În regulă. Exact. Bine. Domnul Pușcaș, profităm de faptul că sunteți la telefon. Dacă aveți ceva de transmis sătmărenilor, având în vedere că vine primăvara, nu știu, acțiuni specifice ale Florisalului sau dacă aveți anumite precizări care sunt de interes, ar trebui să le știe sătmărenilor. Cum a menționat și înainte domnul primar, orice probleme au să sesizeze primăria în scris și dimineața se trece în revistă tot ce apare, cu ce nu sunt mulțumiți cetățenii și la noi să spună aceeași treabă. Așa este. Nu ne place aia și imediat vom acționa, vor vedea. Domnul Pușcaș, dacă tot a sunat dumneavoastră, eu v-aș fi sunat dimineața, dar dacă tot m-a sunat în emisiune acum, avem reclamații că mulți cetățeni au aruncat mizerie pe Albia Someșului, după dig și așa mai departe. Și poate ne ajutați să facem un pic de ordine acolo, e mare păcat. Într-adevăr, simțul civic lasă de dorit la unii dintre noi, dar cu rugămintea să încercăm să curățăm, să salubrizăm și zona aceea. Vom face și aia, domnule. Bine, bun. Vă mulțumim pentru intervenție, domnule Pușcaș, și iată aveți o... Domnul Vasile, nu uitați, mergeți la domnul Pușcaș la cafea și scăpați de abonament.
Domnul Vasile, când veniți la noi în emisiune? Da, nu am mai apucat să ăsta, o să-l invităm și pe domnul Pușcaș în emisiune. Deci o colaborare bună până acum cu primăria, să înțeleg. Încă o dată, noi am stabilit niște criterii de colaborare foarte bune și domnul Pușcaș e un om de onoare, cel puțin în relația cu mine nu am să-i reproșez. Și-a făcut bine treaba cu salubrizarea. Și a făcut treaba bine cu dezăpezirea. Și a avut și puțin noroc acum, să fim sinceri, că n-a fost zăpadă așa multă cu dezăpezirea. Dar a percutat atunci când a fost problema. Și noi am avut noroc că nu trebuie să-i dau mulți bani. Da, corect. Înțelegi că dar atunci când a fost cazul... Deci în două zile, nivelul 1, nivelul 2, inclusiv nivelul 3, pus la punct. Nu eu spun, cetățenii au spus. Domnule, s-au mișcat ca albinele. E, așa îmi plac mie, oamenii care se mișcă ca albinele. Rapid și foarte rapid. Da, de ce fac asta e ca și cu... Bun, Victoria, mai multe albinele, de ce fac miere ca o regină? Că dacă ar avea președinte, ar face... Da. Un alt telefon. Bună seara! Alo? Alo? Da, vă ascultăm. Cum vă numiți? Bună seara! Sunt doamna Grăsa din Carpață și așa să întreb pe domnul primar dacă noi am depune cererea pentru izolarea blocurilor. Doamnă, de când vă aștept? Doamnă, de când vă aștept? Pe toți sărmărenii vă aștept, fraților, faceți-vă asociații, pentru că altfel nu putem încheia contract, faceți-vă asociații. Bun, doamna, vreau să întrebe dacă își depune acum, cam sigur. Când ar veni la rând? Deci imediat în tură, mâine, poimine, depunem tura a doua, imediat în etapa următoare intrați și noastră. Haideți cât mai ce repede. Ce înseamnă etapa următoare? Anul viitor. Dacă vor fi bani, că pe sistemul ăsta vor fi bani, se pare mai mult și mai repede, și putem, dar nu pot să-i promit. Dar următoarea tranșă de depunere a dosarelor veți intra și dumneavoastră. Și deci cel ziua anul viitor, asta e valabil pentru toți telespectatorii. Faceți-vă cât de repede acele asociații, că trebuie să aveți personalitate juridică. Nu se descurcă, să vină la mine, că să avem colegi care le dau indicații, le explică cum se facă, îi pună legătură cu specialiști care se ocupă să-și facă asociație, să putem intra într-o relație contractuală, altfel nu pot să le fac nimic. Deci asta e important. De când îi aștept? Doamnă, chiar vă aștept personal, vorbiți cu vecinul ăsta și haideți într-o zi până la mine și vă pun la dispoziție și specialiștii mei de acolo. Da, deci, e foarte important. E mare păcat să nu poți să beneficiezi de un avantaj material. Că totuși să-ți izoleze blocul și tu să plătești numai 26%, mi se pare un avantaj bun. Bun. Da. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Seara bună, Vasile Durle, vă deranjează. Da, domnul Alfa, nu domnul Alfa, domnul reprezentanta sindicatului Alfa. Da, da. Mulțumesc, Victor, pentru prezentare. Așa, masculul Alfa, sau cum să zic, da. Masculul Alfa. Acum poți să zici cum vrei, nu mai contează. Da, te ascultăm, Vasile. Domnul primar. Vă rog. Așa de multe promisiuni am făcut aici la vecine și la nevasta chiar cu trotuarul ăsta în Carpați 2. Care? Pe ce stradă? În 2014 se asfaltează trotuarele și... 2014, da. 2014 va fi păi anul 2014, care... 2014, câte azi? În 2014 încheiem Carpați 1, Carpați 2 și Micro 16 cu trotuare. Sper să vă pot face și altceva în Carpați 1 și 2, dar deocamdată finalizăm trotuarele pe toată direcția. Domnul Dârle are probleme cu vecinele, cu nevasta soția. Și cu vecinele, da. Asigurați-o pe doamna că va merge pe trotuar anul ăsta în 2014. Domnul primar, am o altă problemă. Acum mi-a venit ideea că am văzut pe domnul Vasile Pușcaș că a intrat în direct. Da. Există vreo posibilitate ca, eu știu, un termen maxim de 2 săptămâni să ne întâlnim noi trei să discutăm o problemă socială la nivel de satul mare? Eu vă stau unde la mine în emisiune veniți toți trei. Din partea mea și acolo putem să mergem fără niciun fel de problemă. Cu transparență, așa, transparență totală. Domnul Dârle. Da, fără niciun fel de problemă. Domnul Dârle. Veniți dumneavoastră odată, spuneți problema, după aia îl cheamă Victor pe domnul Pușcaș, află problema și după aia vin eu să vă împac, înțelegeți? Să vă mediez. Nu am nimic cu domnul Pușcaș, să nu înțelegeți greșit. Nu, împotrivă, da, am înțeles, o colaborare. O soluție e regulă. E regulă. Foarte importantă, socială mă refer, pentru copii care plătesc și n-ar trebui să plătească, după părerea mea. E regulă, ne întâlnim, ne căutăm reciproc, domnul Pușcaș, probabil că e pe recepție, probabil că o să ne contacteze dânsul pe amândoi și stabilim o întâlnire la primar în birou și vedem despre ce este vorba. Bine? Da, mulțumim, pentru ideea, ne pare rău, nu mai putem prelungi emisiunea, oricum am prelungit-o, problemele s-au notat la următoarea emisiune, așa cum v-a obișnuit, primarul va veni cu lecțiile făcute, cu temele făcute și cu răspunsuri la întrebări. Repet, și trebuie foarte bine să înțelegem acest lucru, nu se poate
pot face toate peste noapte. Nu știu, poate printre unele promisiuni electorale s-au strecurat și unele promisiuni care nu se pot face în timp așa cum vi l-ați dori. Asta pe undeva este normal. Îi spun încă o dată doamna Irina din Curtuiș, nimeni nu i-a promis că o să-i bage gazul și o să asfalteze strada. Uite că am făcut-o chiar dacă nu i-a promis cineva în campania electorală. Și să aibă răbdare, pentru că nu se pot face 7.000 de străzi deodată. Mai ales că acolo era capăcâmp. Capăcâmp. Și acum sunt momente când oamenii nu pot să intre nici cum. Deci o să-i vină și rândul dânsei. Dar nu trebuie să se agite și să facă... Bun, doar trebuie să înțelegem și oamenii. Eu încerc să le explic și punctul de vedere a primăriei. Încerc să fiu mediator până la capăt. Eu sunt calm, și punctul de vedere a primăriei, că nu se poate face peste noapte. Pe de altă parte, vreau să explic și punctul de vedere a omului pentru care problema lui e cea mai importantă, indiferent că stă pe o stradă cu patru case. Punctul de vedere al omului îl simt și eu, pentru că de-aia sunt social-democrat și de-aia sunt PSD-ist, da? Că vreau să-i ajut și vreau să-i ajut și facem efortul să-i ajutăm împreună cu echipa mea, cu Dani, cu Marcella, cu Radu, cu toți șefii de servicii de la mine, facem efortul, dar să înțeleagă că nu putem să ne ducem pe 7.000 de străzi odată. Sunt niște priorități, sunt străzi, exact cum spunea, că așteaptă nu de 20 de ani, de 40 de ani. Și Sătmărelu a așteptat 60 de ani. Da, am cam prelungit emisiunea, numai că îl mai avem pe domnul Pușcaș, mai dorea să facă ceva precizări. Bună seara, bună seara din nou! Spuneți-l, domnul Dâble, că domnul primar are tare mult de lucru. Să vină dânsul direct la mine, să nu mai... Să-l scutim, să-i mai creăm un pic. Noi doi direct. Am înțeles. Domnul Pușcaș, pentru că m-ați salvat de o întâlnire și cu sindicatul, vă promit că o să vă dau 10 telefoane pe zi și vă spun 10 locuri de unde trebuie să facem ordine. Că doar să v-ați obișnuit cu timbrul meu. Vreau să vă întreb ceva. Domnul Pușcaș, vreau să vă întreb ceva. Țin minte, Doru, că în repetate rânduri locatari din 14 mai ziceau de amplasarea acelor tobleroane a Florisalului, da. Dacă nu s-ar putea găsi o altă locație că nu știu, obturează monumentul. Victor, împreună cu domnul Pușcaș o să fac o vizită prin tot orașul, luăm stradă cu stradă și o să vedem ce e de domeniul dânsului să-l putem face. Domnul Pușcaș, m-am obișnuit cu vocea dumneavoastră. În perioada când au fost îngheți, m-a sunat și la 12 și la 1 și la 2, a crezut că face plăcere. A crezut că, zice, domn primar, vă informez, n-a zis vă raportez, dar am învățat la Constanța termenul de vă raportez sau vă informez. M-a sunat până m-a nebunit, că la un moment dat zic, domnule, mai sunați-l și pe Roca, că și Roca e pe recepție, înțelegeți? Nu, în fine, a fost o colaborare bună și e pentru mine ca primar, sunt extrem de mulțumit că n-au fost nici măcar o tamponare pe raza municipiului datorită inactivității firmei de salubrizare. N-au fost probleme. Asigurați-i pe tot concesățenii noștri, așa va fi și mai departe. Sper. Și curățenie și de asta așteptăm sesizările dumneavoastră. Domnul Pușcaș, așteptăm și într-o emisiune. Să veniți într-o emisiune la noi. Nu-mi place să fiu în țară și în pată. Am înțeles. Nu-i place să iasă în față, domnul Pușcaș, nu dorește. Nici o problemă, că în momentul când am critici, ies tot eu, domnul Pușcaș, și dumneavoastră stați la televizor, să vă notați ce vă spun eu aici. Oricum îi mulțumim domnului Pușcaș că a intervenit și ne-a lămurit asupra unor lucruri, chiar aici, chiar în direct, iar domnul Vasile Dârle poate are o ușă deschisă pentru rezolvarea problemei, iată, fără niciun intermediare. Cum, de altfel, Vasile Pușcaș a precizat că oricine are o problemă, chiar dacă dânsul nu dorește să vină în emisiune, știe toată lumea unde se află sediul Florisalului și puteți să vă adresați direct dânsului. Cu siguranță vă va da un răspuns. Dacă nu, puteți după aceea să... Că nu veniți la primar, da, după aia... să căutați... După aceea vedem răspunsul. Mulțumim pentru, mă rog, faptul că ai... Pentru faptul că mi-am notat toate... Că ți-ai notat și să... cu toate temele făcute, cum ar veni. Sper să le putem pe emisiunea viitoare. Da. Pe final de emisiune vrem să vă spunem că există și o surpriză de 8 martie și Nord-Vest TV va avea invitații la spectacol organizat de Radio 1 în colaborare cu Primăria Municipiului Satu Mare, spectacol la care va fi prezent VH2 Gabriel Cotabiță, îl cunoaște și Distinto. Simpatia ta și eu prezint Distinto. Distinto, trei tenori, super, puteți să-i căutați pe net, deștepți, o să vă frumos și o să vă placă.
o să vă placă. Intrarea va fi numai pe bază de invitații. Invitații vor fi și aici la emisiunea mea, la Ora Adevărului, Nord-Vest TV, dar și la Radio 1 veți putea apela la aceste invitații și cred că și primarul va avea invitații pe care le va da doamnelor. Atenție, spectacol dedicat numai doamnelor și domnișoarelor, ora 17, chiar în data de 8 martie și vor fi Victor, invitații. Să nu fim acuzați că facem discriminare. Deci este 8 martie, este ziua doamnelor, singurii bărbați care vor fi între atâtea doamne frumoase, o să fie Victor Constantinoviș ca moderator și primarul ca și gazdă. Și Radu Roca. Și Radu Roca lângă mine, da, supravegheat. Avem nevoie de cel puțin o mustață. Da. Bine. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea noastră. Vă mulțumim că ați fost ca de obicei alături de noi. Nu uitați, la ora 20, cele mai tari știri din regiune. Știri foarte interesante. O să vedeți cum și-a dat demisia un primar printr-un click, primarul din Borșa. Și alte știri interesante numai la Nord-Vest TV. Rămâneți alături de noi. Sunt Victor Constantinovi și vă doresc în continuare o seară plăcută. Mama, la toți!